profesorii sau elevii? Atenție, prima întrebare. Câți centimetri are cea mai mică maimuță din lume? Maimuța de buzunar. Câți centimetri? Scriem. Trei, patru. 30, atât că l-a zis? Și 5. Are 12 centimetri. Cel mai aproape este Jasmina. Jasmina, bravo! Prezim ca un buzunar. Nu, asta e aproape, nu e 30. Următoarea întrebare. Cât cântărește în medie Rafflesia arnoldi, cea mai mare floare din lume? Cât cântărește? Cum credeți voi? Cea mai mare floare din lume, cât cântărește? Scrieți! În kilograme, vă ajut! Kilograme! Haideți, o cifră! 60-75. Ea cântărește 11 kilograme! Ce mai aproape este profesoara! 1-1! 11 kilograme, ok! Întrebarea este următoarea. Câți euro costă cea mai scumpă bomboană din lume? Trei, patru, arătăm! 1200! 10 euro. Cred că eu am câștigat, dar nu știu ce fac. Cea mai scumpă bomboană din lume costă 7728 de euro. Yes, eu sunt mai aproape. Nu cu mult, dar sunt mai aproape. Deci, creația a fost creată de cofetarul portughez Daniel Marcelino. Este vorba de o pralină cu fire de aur din 24 de carate. La această bomboană el a lucrat 3 săptămâni. Pe lângă aur conține șofran, trufă albă și vanilie de Madagascar. Wow! 7700 de euro, vă imaginați ce? Bomboană, doar o bomboană, nu de mult costă, cât o mașină. Eu mă gândeam că 1 euro asta de acum e cam multeșor pe un bombon. Doar atâta? Asta e foarte mult! Cam ca o casă. Ca o mașină. Încă nu înțelege valoarea lucrurilor. Ca o mașină, iubita. A, mașină, ok. Deci scorul este 2-1 pentru profesori. Yeah! Câți membri sunt în patrula cățelușilor? Câți membri sunt în cel animat? Patrula cățelușilor. Ia să vedem cine știe. Profesorii sau elevii? Ați scris? Da. Arătați? 3, 4. 4 și 7. Sunt 10 membri. Elevii au câștigat cu un punct. 2-2. Ce lungime are cea mai mare carte din lume? Ce lungime? În metri. În metri. Cea mai mare carte din lume. Câți metri are? Gata, tăticule? Da. 3, 4, arătăm răspunsul. 3 metri. 3 metri. 100 de metri. Deci? Wow. Sunt foarte curios. Răspunsul corect este 8 metri 06 centimetri. Yes! Cartea se află în Dubai. Are 429 de pagini și cântărește 150 kg. Wow. Profesorii mai au încă un punct. Yes! Dragă profesoară și dragă elev, următoarea întrebare. Câte litere are cel mai lung cuvânt din limba română? Câte litere are? 18 și eu cred că 10. Cel mai lung cuvânt din limba română are, atenție, 44 de litere! Uimitor! Cuvântul este pneumona-ultra-microscopic-silico-vulcanic-anioză! Nici nu știu dacă l-am pronunțat corect, dar e foarte, foarte lung cuvântul! Vă imaginați? E nici nu știu așa cuvânt!
Eu sunt clasa 4-a. Eu nici măcar nu știu ce, ce înseamnă asta. Nu-mi venesc să cred că are 44 de simboluri. Are, da. Ce înălțime are cel mai mic cal din lume în centimetri? Ce înălțime are cel mai mic căluț din lume? Scrie! Gata? Arătăm răspunsul? 3, 4, 56 și 11. Einstein, cel mai mic căluț din lume, cântărește 2 kg 700 de grame și are 35 cm. Profesorii iarăși merg în față cu 5-2. Următoarea întrebare. Rapunzel din India, fata cu cel mai lung păr din lume, cum credeți? Cât centimetri are lungimea părului ei? În metri? În centimetri. Centimetri. Ok. Arătăm. 3, 4. 1200 și 150. Deci... ea are 190 de centimetri! Yeah! Elevii! Scorul este de 5-3 în favoarea profesorilor. Și noi mergem mai departe. Următoarea întrebare. Ce înălțime are cea mai scundă persoană din lume? Cea mai micuță. Cea mai micuță. Ce înălțime are? În centimetri. Haideți. Tăticule, hai. Deci, tu gata ai scris? Da. 40 de centimetri, așa. Da, e 12. 12, și ai micuță în spina. Eu nu știu. Ok. Jyoti Amge, o tânără de 24 de ani din India, tot are înălțimea de 62 și 8 centimetri. Este cea mai scundă persoană din lume, 62 și 8. Dar cu mai puțin. Da, dar Jasmina 12 și iarăși nu ai da, câștigat. Nu știu cât a. Așa a fost de Jessica. Eu am înțeles. Așa a fost de Jessica, da. 6-3 scorul. Haideți, șanse mai aveți. Următoarea întrebare. Dacă profesorul răspund corect, atunci ei câștigă. Dar dacă răspund corect elevii, atunci jocul continuă. Ascultați atent întrebarea. Ce preț are cea mai scumpă suzetă din lume? Scrieți o cifră, o să fie în dolari, dar voi scrieți cifra, numărul. Haideți. Sau s-ar putea să fie din aur sau ceva diamante. Da, s-ar putea să fie foarte scumpă. Tăi să ești gata? Întoarcem? 3, 4, 1 milion și 1900. Așa. Deci, ea este împodobită cu diamante albastre și negre. Iar părinții pot grava pe ea numele copilului. Cea mai scumpă suzetă din lume costă 400 de mii de dolari. Cel mai aproape este cine? Taisia, cred că. Eu. Taisia mai aproape e. Taisia mai aproape e! Jocul continuă! Scorul este de 6-4, da? Da! Ce lungime are cea mai lungă pizza din lume, care a intrat în cartea recordurilor? În kilometri. Scrieți-o, ce vreți în kilometri? Kilometri? Eu mă gândeam la vreo 10 metri. Haideți, okay. Haideți. Okay. Gata? Eu da. Arătați. 4 kilometri. Eu tot pe 4-4. Riepijor, schimbați cifra, riepijor. Gata.
3. 2. E bun. Cea mai lungă pizza din lume are 1,8 km. Jocul continuă. Următoarea întrebare. Câți centimetri are cel mai lung nas din lume? Așa. Bine. 3, 4. 13 și 19. Deci, atenție. Mehmet Ozurek, cetățean turc, timp de 9 ani, deține titlul de om cu cel mai lung nas din lume. Nasul lui are 8,8 cm. Și a câștigat cine? Profesoara. Cu scorul de 7-5 au câștigat profesorii. Și totuși, experiența, vârsta și cunoștințele și-au arătat puterea. Toți sufletele au pierdut și s-au întristat. Haideți să strângem 10.000 de like-uri și facem și partea a doua, unde ele își vor putea lua revanșa și poate îi biruie. Da, așa că 10.000 de like-uri din partea voastră. Și vă spunem, pa, pa! Pa, 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 pa.